In listen only mode. Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou webinar marca Admiral Market. Sunt Pavel Bistriceanu și voi fi gazda dumneavoastră de astăzi. Pentru început aș vrea să îmi spuneți dacă se aude bine, dacă se vede. Aștept o confirmare din partea dumneavoastră. Da, mulțumesc pentru confirmare. Înseamnă că putem să începem. Suntem în data de 23 septembrie, la finalul unei săptămâni destul de aglomerate, să spunem, din punct de vedere al calendarului economic. Am avut patru decizii de politică monetară în această săptămână. Banca Australiei, Banca Japoniei, Fedul American și Banca Noii Zeelande. Deși niciuna dintre aceste bănci nu au adus schimbări semnificative în politica monetară pe care o adoptă de ceva timp, a fost totuși o săptămână în care aș putea să spun a fost printre cele mai importante din a doua parte a acestui an. Și spun important în condițiile în care, chiar dacă nu s-au luat decizii majore, toate aceste date fundamentale ne permit acum să vedem cam unde ne aflăm cu adevărat. Pe de o parte, în ceea ce privește tendința băncilor centrale de a întări sau de a relaxa politicile monetare, pe de altă parte, în ceea ce privește trendurile. Și aici mă refer la trendurile pe indicii bursieri, la modul general trendurile de risc. Pe de o parte, am avut o ședință Boj-Doviș, dar care a lăsat loc interpretărilor și care a permis ienului să se aprecieze în continuare. Și aici nu mă refer doar la USD-ien, care este deasupra un nivel foarte, foarte important, cel de 100, un nivel psihologic deopotrivă, dar vorbesc și despre alte perechi care includ ienul. Și aici mă refer la euro-ien, care pregătește un setup destul de interesant, spun eu, și care merită urmărit. Mă refer aici la lira-ien, care de asemenea este la un punct critic. Pe de altă parte, în cursul zilei de miercuri, Fedul și-a păstrat tonul ușor hawkish, adică lăsând deschisă ipoteza ridicării dobânzii la sesiunea următoare din decembrie, declarații rezervate, dar care au lăsat de asemenea loc de interpretare și care au reprezentat, spun eu, un catalizator foarte important pentru tot ceea ce ține de piața acțiunilor din Statele Unite. Vedem indicii care au făcut breakout-uri importante. Vorbeam în sesiunea de miercuri despre anumite triunghiuri formate pe indicii bursieri americani, atât S&P cât și Dow Jones. Iată, aceste formațiuni s-au confirmat, s-a produs breakout-ul și acum ne aflăm, aș spune eu, în tendință de creare de noi maxime pe termen mediu spre lung. Pe de o parte avem Nasdaq-ul, care deja a făcut breakout-ul la nivelul de rezistență. Pe de altă parte avem un Dow Jones care exercită o presiune bullish și care tinde să aibă noi maxime sau să genereze noi maxime în zona 18.600. Avem un S&P 500 care de asemenea tatonează cu linia de rezistență și se află de deasupra suportului principal marcat cu linia roșie. Vom vedea în zonele acestea cheie în care se află prețurile la momentul de față. Vom vedea exact ce se va întâmpla. Observ că volumele sunt destul de mari pe creștere, vedeți lumânări destul de consistente de creștere, corecții minore. Din punctul meu de vedere, asta înseamnă o tendință, dacă vreți, destul de bullish sau, cu alte cuvinte,
de creștere. În cursul zilei de astăzi, dacă ne uităm puțin pe calendarul economic, nu avem foarte, foarte multe știri din punct de vedere fundamental. Atenția este concentrată pe, sau ne axăm în principiu pe știrile pe care le vom avea din Canada. Așadar, două știri destul de importante în ceea ce privește inflația și vânzările cu amănuntul. În acest sens, putem să ne concentrăm atenția asupra perechilor care ar putea fi influențate de aceste știri de astăzi și mă voi opri asupra perechii USD-CAD, care după un swing ascendent, un trend destul de bine consolidat, vedem după o perioadă de distribuție, acum post factum pot să spun că a fost o perioadă de distribuție pe un grafic de H1, vedem un breakout sau o străpungere a unui nivel de suport foarte important. Prețul acum aflându-se de deasupra nivelului corectiv 50% pe swingul anterior și testând sau retestând nivelul 38.2. Vom vedea odată cu știrile de astăzi în ceea ce privește inflația și vânzările cu amănuntul de la ora 3 și jumătate ora noastră. Inflația este un, dacă vreți, un driver foarte important pentru monedă, pentru că, așa cum poate mulți dintre dumneavoastră știți, este principalul punct de interes al băncilor centrale. De regulă, atunci când se produce o creștere a prețurilor, această creștere are ca efect direct, sau ar trebui să aibă ca efect direct, o întărire a politicii monetare, o creștere a dobânzilor. Și acest lucru este foarte, foarte important din punct de vedere fundamental. Așadar, vom vedea știrile de astăzi. Cred că sunt, deși nu foarte comune sau nu așa cum ne-am obișnuit cu importanța știrilor din această săptămână, finalul săptămânii tot timpul captează atenția, lichiditatea este ceva mai scăzută pe final de săptămână și mișcările ar putea să fie mai interesante. Din punctul meu de vedere, trebuie să acordăm atenție acestor niveluri 38.2 în zona 1.30.60 pe USD-CAD ca nivel de rezistență și ca nivel de suport zona 1.30, o zonă și psihologică care coincide cu nivelul corectiv 50% Fibonacci. Dacă am vorbit de USD-CAD, cu siguranță trebuie să facem sau să trecem și la petrol. Cred că mulți dintre dumneavoastră cunosc corelația dintre aceste două active, USD-CAD și petrol. Petrolul care vine după o săptămână pe lângă decizia Fed cu, dacă vreți, cu modificări la, în ceea ce privește stocurile de petrol, am văzut foarte multe schimbări și rezervele de petrol s-au afișat cu un minus mult peste așteptări, ceea ce a determinat o reacție ascendentă în zona corectivă 38.2%. Mă aștept personal ca zona de rezistență 23.6 să fie un punct cheie în evoluția prețului, mai ales că pe termen lung, pe daily, avem aici și un pattern destul de bullish, dacă acesta se va confirma, un head and shoulders invers, a cărui neckline se consideră a fi rezistența canalului descendent. Așadar, 23.6 sau zona 46.50-47 reprezintă un punct cheie în evoluția prețului petrolului. De asemenea, ca și punct de suport, avem 38.2% în zona 42.70-43 de dolari pe baril.
Vom trece puțin mai departe, am vorbit puțin și despre indicii bursieri, haideți să ne uităm puțin și la indicii europeni și ne vom opri asupra DAX-ului. DAX-ul nu a fost mai puțin influențat de deciziile care s-au luat în această săptămână. Vorbeam în sesiunea trecută de miercuri despre un posibil double top care nu a fost confirmat de această dată, prețul nu a reușit să se păstreze sub neckline-ul acestui pattern și vedem presiunea ascendentă care are influență și asupra punctelor cheie pe termen mai lung, pe daily, vedem o rezistență a trendului descendent care este din a doua jumătate a anului trecut, prețul s-a consolidat mult timp sub această zonă de rezistență și acum testează zona care, din punctul meu de vedere, este un punct cheie. Vom vedea cum va reacționa prețul în această zonă și, bineînțeles, am putea să ne gândim la un setup pe termen puțin mai lung, de ce nu, și să ne gândim la un posibil breakout și la un risk reward foarte pozitiv dacă ne decidem să intrăm într-o astfel de poziție. Foarte, foarte important este reacția prețului sau foarte importantă este reacția prețului în această zonă, în zona 10.700 și până la o eventuală străpungere a canalului ascendent semnalat prin liniile punctate de culoare roșie. Pe termen mai lung, putem observa că evoluția DAX-ului a fost ascendentă, am avut o mișcare corectivă care a fost respinsă agresiv din zona 50% corectivă. Aici este punctul de interes, să vedem dacă prețul se va întoarce spre un trend ascendent din zona corectivă, adică va continua de fapt trendul ascendent, sau, având în vedere contextul economic și politic la nivel european și toate aspectele care contează în acest sens. Mă refer aici la Brexit, mă refer la politica monetară pe care o practică BCE-ul și mai departe, să vedem o consolidare în această zonă. Eu personal mă voi focusa sau voi acorda atenție DAX-ului pentru că este un instrument care respectă foarte bine analiza tehnică și care generează semnale care de obicei aduc un reward destul de pozitiv. Haideți să ne oprim puțin și asupra euro-dolarului, care este unul dintre cele mai tranzacționate active. Observăm post-Fed un impuls destul de ascendent. Aceasta este reacția post-Fed. Undeva la 120 de pips, undeva era de așteptat în condițiile în care probabilitatea ca Fed, așa cum spuneam și miercuri, a fost destul de mică de a se implica înainte de alegerile din Statele Unite la o creștere de dobândă. Observăm formarea unui triunghi care această evoluție cred că merită urmărită prin prisma faptului că am putea să urmărim un breakout din acest pattern, o zonă foarte importantă de rezistență se află în zona 1.14, pe termen puțin mai lung, pe termen puțin mai scurt, avem nivelurile corective foarte importante, ne aflăm deasupra nivelului 38.2% Fibonacci pe swing-ul anterior. Este posibil în contextul economic actual sau este probabil să vedem o străpungere ascendentă. Practic, avem 200 sau cel puțin 100 de pips pe care putem foarte bine să-i speculăm în zona aceasta dacă se produce breakout-ul până în zona 1.14. Vom trece și puțin peste lira-dolar. Lira-dolar este o pereche care, deși se află într-un context oarecum special post-votului din cadrul referendumului, observăm anumite presiuni descendente, să spun așa, chiar în condițiile în care dolarul nu a avut parte de aprecieri
post-Fed, observăm totuși că tinde să fie mai puternic decât lira. Există o oarecare doză de scepticism, aș spune, în ceea ce privește lira, pentru că toată lumea așteaptă reacțiile post-Brexit, să spunem așa. Pe de o parte, se așteaptă activarea articolului 50, care va explica exact procedura prin care Marea Britanie se va detașa, între ghilimele, de Uniunea Europeană. Observăm anumite, dacă vreți, întârzieri în acest sens, dar am spus încă de pe atunci, este o procedură de lungă durată și care și în jurul căreia piețele se vor mișca destul de mult. Adică cu cât se creează o așteptare mai lungă asupra unui eveniment, drept exemplu și Fed-ul, cu atât piața începe să absoarbă din posibilele reacții ale prețului. Din punctul acesta de vedere, observăm că liră-dolar se află pe un trend, aș spune, descendent. Nivelul corectiv 61,8 nu a reușit să fie păstrat, s-a făcut o singură străpungere la acest nivel, prețul a revenit rapid sub acest nivel corectiv și astfel s-a deschis drumul către minimul precedent în zona 1,2850, 1,2870, cred că acesta este punctul cheie pe care merită să îl urmărim în evoluția acestei perechi valutare. Din punct de vedere al calendarului economic, ne întoarcem la același subiect. Avem o săptămână următoare care este de asemenea importantă în condițiile în care vom vedea primele reacții post-Fed. Luni avem un discurs al președintelui Băncii Centrale Europene la ora 5. Marți vom avea o imagine asupra încrederii consumatorului, de asemenea, care vine după o ședință foarte importantă Fed și în contextul în care Janet Yellen a lăsat oarecum interpretabilă ideea că în decembrie există posibilitatea să vedem o creștere reală a dobânzii. Ulterior, spre sfârșitul săptămânii, vom avea știri și discursuri ale oficialilor băncilor centrale. Pe de o parte, un membru foarte important din Fed, Bullard, care este de obicei hawkish în toate declarațiile sau în toate punctele sale de vedere, vom vedea care sunt reacțiile menținerii acestei dobânzi și care sunt estimările lui pentru ședința din luna decembrie. Avem joi un discurs al guvernatorului Băncii Japoniei. De fiecare dată când acesta are un discurs, yenul reacționează. Este un punct, aș spune eu, dintre cele mai interesante și care au o pondere foarte mare în evoluția yenului japonez. Iar pe final de săptămână vom vedea și sau ne vom orienta către produsul intern brut la nivel trimestrial pe Statele Unite ale Americii, urmate de un discurs Janet Yellen. Așadar, urmează o săptămână destul de încărcată și din punct de vedere fundamental în perioada 26 septembrie, 30 septembrie, practic săptămâna viitoare. V-aș ruga să-mi spuneți dacă sunt întrebări cu privire la ce am discutat sau dacă ați vrea să acordăm atenție într-un mod deosebit asupra unui instrument financiar sau asupra unui subiect. Da, observ că nu sunt întrebări în mod special. Vă reamintesc că în cursul zilei de ieri am avut un webinar special dedicat instrumentelor supreme de tranzacționare. Am analizat un instrument menit să ne ajute în ceea ce privește
activitatea contului nostru, anumite instrumente de monitorizare și de informare, funcția Connect. Puteți regăsi acest webinar pe canalul nostru de YouTube începând de astăzi pentru cei care încă nu l-ați primit sau poate nu ați participat. Se va trimite și un e-mail special în cursul zilei de astăzi cu această înregistrare și cu manualul acestei funcții. Ne vom opri aici. Vă doresc un sfârșit de săptămână excelent și un început de săptămână, săptămâna viitoare, cât mai pozitiv. Weekend plăcut. La revedere!